România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. USR este în cea mai mare criză de la înființarea sa. Președintele partidului, Dacian Cioloș, anunță că își va da demisia dacă o parte din reformele cerute de el nu vor fi îndeplinite. Iar o ședință la această oră vine să împace sau să despartă, după caz, facțiunile din fostul USR și fostul Plus. O să spun imediat ce se întâmplă la nivel de știre sau ce se întâmplă acolo, dar numai înainte trebuie să spunem de ce este important. USR este, din punctul meu de vedere, prima formațiune politică din România care s-a format dinspre societate spre politică. Ea a apărut și a prins viteză după dezastrul de la Colectiv. E un punct de cotitură acolo pentru nația asta și este un partid care a preluat din aspirațiile unei generații urbane, cu carte, școlit în străinătate sau care a făcut afaceri fără a avea conexiuni cu statul. De fapt, este partidul care a ținut cel mai strâns la valorile europene, dacă e să spui un lucru sigur despre el. Nu este clar dacă are o orientare anume, nu ne-am lămurit până la ora asta, dar înglobează mai multe direcții economice și sociale, de la, cum li se spune, progresiști, oameni de stânga, până la liberali, poți să le spui oricum. USR este și un partid care s-a autodefinit în epoca Dragnea, prin opoziția feroce pe care i-a făcut-o acestuia. Astfel, în imagine, a rezultat că e un partid care ține la principii și s-a ridicat pe niște fundamente morale, nu economice. Problema este că, în multe situații, ulterior, el nu s-a putut ridica la înălțimea standardelor pe care le-a impus. Odată plecat Dragnea și USR intrat la putere, acest partid și-a arătat și slăbiciunile. Are bătălii politice interne, a făcut alegeri de oameni care nu au fost cei mai potriviți, canalele de putere din partid au funcționat, să-i zicem, într-o superbă democrație prost înțeleasă. Cine a vorbit în front a plecat. Pe scurt, confruntat cu propriile probleme, nu cu un dușman, USR a început să ia apă. Partidul este în scădere, alegerile și fuziunea cu Plus s-au adâncit și mai mult faliile, iar tractoarele acelea care erau ghinea și drulă la un moment dat, parcă nu mai merg cu putere. Scăderea în sondaje este evidentă, iar dispariția din peisajul public în epoca președintelui Cioloș este de acum recunoscută de toată lumea. Acum, exact în aceste ore, la ședința care ar trebui să așeze apele, se discută un plan al domnului Cioloș care ar trebui să mai taie din puterea biroului politic. Domnul Cioloș propune comisii externe de oameni din afara partidului care să avizeze numirile într-un guvern din umbră. De asemenea, mai vrea plecarea secretarului general, care nu vine din facțiunea sa, dar și oprirea excluderilor pe bază de delict de opinie. Știți că echipa Barna de-a lungul timpului nu s-a purtat cu mănuși când cineva trecea dincolo de linia partidului. Pentru mulți dintre cetățenii obișnuiți ai acestei țări, ce se întâmplă însă este de mirare, poate chiar o dezamăgire. Oamenii aceștia ar fi trebuit să fie altfel, nu-i așa? Să aibă alte valori, alte principii, să facă altfel de politică. Până la urmă, asta au clamat, să insufle eleganță, pragmatism, corectitudine, transparență și, cum se spune la noi, domnule, să nu se lupte pentru ciolan. Parcă erau făcuți pentru altceva. Dar voi ce credeți? Ce s-o fi întâmplat cu partidul ăsta în ultimele luni, în ultimul an? 0372069599, îl repet ca să ne sune toată lumea, fie că e membru USR sau nu e membru USR, poate chiar o să vă rog să spuneți lucrul ăsta. 0372069599. Așadar, ce credeți că se întâmplă la USR? Cum apreciați evoluția partidului în ultimul an? De ce este într-o cădere constantă? Și, în definitiv, voi ce așteptați de la această formațiune politică? 0372069599. Dăm drumul la România în direct. Nu uitați că ea este și pe Facebook, pe cât posibil încerc să mă uit și la mesajele de acolo. Începem astăzi cu Dragoș. Salutare, bine ai venit la noi!
Salutare, Cătălin, mulțumesc că m-ai primit în emisiune. Mă uit mare interes la ce se întâmplă. De ce? În USR și, aș spune, USR Plus, pentru că uităm că USR-ul actual vine dintr-o fuziune a partidelor USR și Plus. Da, să-i zicem așa. Da. Nu sunt membru de partid, nici în USR, nici într-un alt partid politic. Iar privirea pe care eu am acum asupra celor ce se întâmplă vine un pic dintr-o zonă, să spunem, de observator obiectivă. Aș vrea să fac un comentariu privind lucrurile la nivel macro, dacă vrei. Ceea ce se întâmplă acum în partid, cred că este un proces de maturizare. Sunt în chinurile facerii, ca să mă exprim plastic. Și e cumva interesant pentru că ceea ce dorea să facă USR-ul, USR Plus, de fapt, și anume să facă o reformă la nivelul politicii românești, la nivelul societății românești, tocmai asta respinge în acest moment USR-ul când a venit domnul Cioloș cu programul și l-a pus pe masă. Foarte interesant că spui asta. Stai un pic. De ce spui că respinge? Adică de unde a rezultat chestiunea asta? Se pare că domnul Cioloș a solicitat biroului național să-i fie îmbrățișat programul, altfel își va depune mandatul. Da. Nu, dar spui că se opune la un nou fel de a face politică. Adică asta se întâmplă acolo și eram curios de unde chestiunea asta. Nu se opune neapărat, ci exact lucrul pe care dorea să-l facă USR Plus în politica românească la nivelul cel mai înalt al politicii, nu este capabil să vadă că se petrece acum în interiorul partidului. Și există acest curent de împotrivire a reformei pe care o solicită domnul Cioloș. Aha. Da, acolo e complicat. Știi ce propune domnul Cioloș? Sigur că dezbaterea de astăzi nu trebuie să fie musai, dar să înțeleagă toată lumea. Domnul Cioloș zice așa, domnule, noi o să facem un guvern din umbră, o să avem niște funcții de acoperit, poate în viitor o să mai venim la putere, sau mă rog, au loc tot felul de algoritmi din ăștia politici, haideți că atunci când trimitem un om într-o funcție, să-i dăm chiar o funcție de asta internă pe aici, să mai zică și unii ceva despre el, adică niște comisii din oameni de afaceri care nu sunt membri la partid, niște oameni care sunt în ONG-uri, niște oameni care să vină din afară, să ne mai dea cineva așa un fel de aviz. E ok? Asta e propunerea, eu așa o înțeleg. Așa și eu, și dacă e să ne uităm la locul din care vine USR-ul și propunerile pe care le-a avut de-a lungul timpului legate de felul de a face politică în România, cumva ceea ce propune domnul Cioloș este o continuare a acestui lucru. Să întrebăm în societatea civilă, să avem o opinie și din societatea civilă, poate din rândul celor care sunt pricepuți în a ne furniza anumite opinii, să primim o părere avizată sau și o altă părere decât cea care este prezentă în partid. Practic, el deschide ușile, cel puțin așa văd eu lucrurile, către alte opinii și alte opinii care pot fi îmbrățișate și de marea masă mai largă a votanților. Da? Pentru că în momentul de față, dacă ne uităm, USR-ul are un segment foarte redus de votanți. Avem 10%, dacă mi-aduc bine aminte. Ori dacă USR-ul dorește să crească, are nevoie să intre într-un spațiu în care felul în care face politică să fie matur și să permită o voce mai largă a celor care doresc să-și exprime o opinie în ceea ce privește felul în care sunt conduse și organizate lucrurile la nivelul cel mai înalt al politicii. E un punct de vedere. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Nu știu cum s-ar împăca viața de partid, dar cine știe, poate are și avantaje. Ca orice lucru pe lumea asta, ăsta are avantaje și dezavantaje. Cineva mă întreabă pe Facebook dacă sunt membru USR. Nu sunt membru al niciunui partid, nu înțeleg întrebarea. Dacă vreți să întrebați de ce discutăm despre USR, păi un răspuns este că am discutat despre toate partidele când au avut bătălii interne și al doilea răspuns, care mi se pare mai important, este că acest partid chiar a reprezentat în mare măsură un nou fel de a face politică și a preluat aspirațiile unor noi generații care nu se mai regăsesc în trecutul politic al României. De asta discutăm.
E un partid care dă o balanță extraordinară clasei politice românești, care alunecă cu mare plăcere spre naționalism, dar și către vechile îmbârligături. Salutare, Cristian, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bună ziua tuturor. Vă vorbesc din punctul de vedere al unui fost membru plus, retras în momentul fuziunii. Așa. Deci vă pot da o grămadă de amănunte din interior, fiindcă nu sunt chiar atât de secret. Adică, chiar te rog, adică ce e rău? Că vrei să ne spui ceva de rău? Păi, de exemplu, eu sunt într-un județ în care membrii USR, înainte de alegerile locale, efectiv ne-au trădat, au participat alături de PNL la alegeri. Cu două, trei zile înainte, ne-au anunțat că ei merg cu PNL-ul și noi să facem ce vrem. A doua problemă a fost că, de exemplu, nu înțeleg domnul Barna câte alegeri putea să mai piardă până să spună, domne, nu sunt ceea ce trebuie pentru partidul ăsta. Deci a pierdut trei rânduri de alegeri. A doua chestie, când s-au ales conducerea după fuziunea, de exemplu, în județul meu au mers pe niște principii foarte dubioase așa. Reprezentanții plus n-au avut niciun delegat la Convenția Națională. Deci numai membrii plus au fost, ei n-au avut, de exemplu, o situație concretă cu membrii. Și au venit la votul local cu cine au avut și cu cine n-au avut. Și au ieșit cu două voturi plus. Pentru cele două voturi plus s-au dus numai cu membrii USR în... Adică cu membrii fostului USR, asta spui, ceea ce a crescut puterea lui Dan Barna în biroul acela național. Acum, ca să nu mă acuze cei de la USR, da, că țin cu Cioloș, nu țin nici cu unul, nici cu unul altul. Din păcate, am cunoscut pe amândoi și mi-au dat senzația de o aroganță deosebită. Amândoi. Adică, în momentul în care vii cu niște idei, cu niște principii, cu niște chestii, trebuie să le respecti. Dacă le faci observație că vezi, domnule, nu este ceea ce spuneți, ești tratat ca un nimeni, efectiv. Adică mă așteptam la aceste două partide și mai ales după fuziune ca membru de bază să aibă o influență deosebită, nu să pună în față niște decizii și tu să doar să plătești cotizația și să spui da. Să nu ai dreptul să ai o opinie într-o asemenea formațiune. Și ce mă dezamăgește în continuare? Călcarea principiilor. Adică vorbim de digitalizare, vorbim de chestii, noi nu avem nicio situație concretă, să știm și noi cât suntem, ce suntem, pe unde suntem. Și din aceste chestii eu m-am retras. Dar urmăresc în continuare ce se întâmplă pe interior, fiindcă am urmărit. Acum, să știi că de-a lungul timpului am aflat și lucruri bune. Evoluția multor partide, am deja peste 60 de ani și știu istoria partidelor de la Revoluție până acum. Am aflat de-a lungul timpului și lucruri bune despre USR. Să știi, uite, doamna consilier care a fost la emisiunea despre tinerii politice mi-a zis că au un sistem foarte bun de, nu știu cum să-i zic, educație politică, în care oamenilor membri de rând li se exprimă sau li se explică anumite proceduri democratice, administrative, adică fac un pic de școală. Am aflat chestiunea asta și că au niște sisteme digitale foarte bune pentru asta. Nu știu ce școală fac, dar sunt rupți de populație. Mergeți ce înseamnă că sunt rupți de populație? Și vorbiți-le de USR. Să auziți ce spun oameni. Păi, acum știi cum, populațiile le-am sunt... Le-am făcut observație. Vedeți, lucrați la problema asta. Se pare că nu interesează pe nimeni. Foarte interesant. N-au cum să mai salte de cei 10%. Dacă ne-au dezamăgit pe noi din interior, ce să vorbim de cei din exterior? Foarte interesant ce spui. Mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere, dar fiți atenți. Populație înseamnă mai multe grupuri de persoane. E foarte greu să-i ceri unui partid politic să reprezinte pe toată lumea. Poate USR și-a atins pragurile. Poate USR reprezintă o populație urbană cu educație mare și venituri mari. Poate toți ăștia sunt în România,
în zona asta a USR-ului. Dar așa e foarte ușor să mergi pe stradă. Depinde cui te adresezi, nu? Să întrebi de USR, să vezi ce se întâmplă acolo. Dar îmi dau seama că pentru foarte multă lume USR începe să devină o dezamăgire. Și de fapt asta e marea întrebare. De la mare speranță, dezamăgire, Dane, salutare, ești la România în direct. S-a dus, dar nu e. George, salutare, mai e speranță sau e multă dezamăgire aici? Foarte multă dezamăgire. Și că înainte să te pierdă Dumnezeu, ți-a mințile. Cam așa ceva ești la el. Eu, din cauza lor, sunt un votant captiv al PNL-ului. Am votat asta la Europarlament, mentare, și de atunci nu mi-a mai trebuit. Da. Nu sunt niște oameni slabi. Oriunde i-ai pune, nu au reușit să facă nimic. Cioloș, din cauza lui Cioloș, în 2016 l-am avut pe Dragnea 4 ani. N-a ieșit la bătaie, alea a încercat o împăcare cu cine se împaci, cu Dragnea și cu ăilalți. Domnul Barna n-a reușit să o înfrângă pe Viorica Dăncilă. Ce să mai cer de la dumnealor? Da. Am acolo, cred că domnul Barna, așa, cât pot să zic eu după mintea mea și după priceperea mea, cred că USR nu a știut șmecheriile din politica românească de domnul Barna a luat bătaie de la doamna Dăncilă. Așa e sentimentul meu. Că n-a avut, știi vorba aia care se zice în politică la partidele tinere, bă, și puneți pe unii să vă păzească voturile. Da. Eu cred că domnul Barna... A păzitul voturilor, nu știu cât e. Eu... În timp, bă, mi-aduc aminte domnul de la PSD, actualul președinte. A declarat acum un naș ceva că el o să guverneze cu USR-ul într-un final. Iar USR-ul ce a făcut timp de când a început pandemia, atitudinea lor m-a deranjat foarte tare. Au jucat numai la offside. Aduceți-vă aminte că au refuzat să intre la guvernare, să-și asume responsabilitatea guvernării țării în caz de pandemie. Da. Da. În primul guvern Orban. Cea mai mare dezamăgire a mea personal este domnul Vlad Voiculescu. Am crezut în dumnealui, nu am fost fanatic, am crezut în dumnealui, pentru că nu se pot nega lucrurile pe care le-a realizat în societatea civilă și cât bine a făcut pentru câți copii și alți oameni. Dar ca ministru al sănătății, zero. Cu durere zero. În voce o spun. Ce mi-a plăcut? Eu sunt dator să echilibrez lucrurile și vă înțeleg sentimentele și vă respect opțiunile tuturor. Asta cu zero e complicată. Știi ce a făcut Vlad Voiculescu ca să-l laud? Că uite, mă pui în situația să-l laud. Când vine cineva să-l critique, o să-l laud, o să-l critic eu, da. A făcut transparență. Tu ții minte câte lucruri ne-a spus Vlad Voiculescu pe care statul român nu a vrut să le spună? Pentru mine sunt importante. Când Vlad Voiculescu a spus că statul român ascunde morții din coronavirus, multă lume s-a uitat așa și a zis, opa, cum face? După care adevărul a început să iasă la iveală. Pentru tine nu e important? Este adevărat, câteodată mă mai las codul de merie și de sentiment. Nici chiar zero, ați vezi de tate, am exagerat. Dar, de exemplu, eu ce i-aș imputa domnului Vati Voiculescu? Că nu a reușit să obțină sprijinul primului ministru. Domnul ministru bun și asigură sprijinul primului ministru. Da, asta este poșa. Și încă o chestie care m-a deranjat foarte tare la domnul Drulă. Am crezut în dumnealui, zic, uite, un om capabil, o să facă treabă. Dar dacă vă țineți minte filmul Scentovă om cu Al Pacino, când spunea, unii bărbați aleg să ciripească, alții nu. Dumnealui s-a îmbrăcat cu microfoane și i-a dat pe toți în primire. Nu zic că l-a făcut rău. Ăsta a fost, dar când ai nevoie de lider, când ai războiul care îți bate la poartă, ai nevoie de bărbați. Oameni. Ți se pare că Drulă nu a fost bărbat când i-a dat un vileag pe ea de... Nu, s-a luat la trântă direct cu ei și s-a îmbrăcat cu microfoane direct. Mă rog, nu știu, nici nu a fost explicată, poate dumnealui chiar a încercat și a fost disperat să ajungă acolo. Nu știu, a refuzat dar nu să explice lucrurile astea. A refuzat tot timpul, exact. Știi că a fost în studio la noi și a refuzat tot timpul să explice, dar sigur că oamenii aceia doi de la PNL au fost înregistrați în prezența lui. Da, de aici și suspiciunea ta. Poate la un moment dat merită o explicație, în mod evident aș zice că merită o explicație. Da? Dumnezeu, chiar n-are și calități, adică multă lume laudă pe Drulă. Uite și acum multă lume vine și spune, hai domnule, să fie Drulă președinte, că ăsta e bățos, e câinos, cum se spune la noi. O să facă treaba mai bună ca Cioloș. Uite ce au făcut. Unde sunt ei acum? Ce au făcut? Nu reușesc să se împace pe ce? Pe pielea ursului din pădure? Nu, sunt dezamăgiți de dumnealor. Sunt bune asta, da.
Da. Pe de altă parte, e bun asta, da, ai dreptate. Mulțumesc tare mult, George. Da, dar poate e bine într-un fel că partidele astea își stabilesc fluxurile de conducere când sunt în, când sunt în opoziție, atunci când poate pentru public nu prea contează. Ia gândiți-vă că PNL a făcut asta fiind la putere. Vă aduceți aminte ce a fost între Câțu și Orban și cum a arătat toată povestea asta și cum s-a ajuns la președinție în toată chestiunea asta? E adevărat că în ultima vreme USR a dat dovadă de mai multe slăbiciuni decât de realizări. Poate de aici și sentimentul ăsta la oamenilor. Păi da, totuși, parcă în altă parte trebuia să vă găsim. Sorin e la România în direct. Salutare, Sorine, bine ai venit. Salut, Sorin, de fapt. Eu sunt membru SR și am să fac o mică istorie despre ce se întâmplă în partidul meu de față. Dacian are niște doleanțe de foarte bun simț. Problema care e este că Barna și echipa Barna conduce BN-ul în acest moment, iar nu știu cum să mă exprim. Am puțin emoții pentru că mi este foarte greu să zic de, mi-e foarte greu să mă exprim. O să zic așa în mare istoria USR-ului. Până la europarlamentare în 2019 am fost chiar un club select, aș spune. După care am avut o altă strategie de intrare a membrilor în partid. Iar am ajuns în acest punct în care efectiv oameni care vor funcții își aduc în partid neamuri să-i voteze. Oameni care nu-i mai vezi în campanii, nu-i mai vezi nicăieri. Adică zici tu că sunt momente în care nu e diferit de restul partidelor. Absolut. Absolut. Că s-a stricat ideea de meritocrație. Cine-i vinovat de treaba asta? Conducerea partidului. Nu, că acum e Cioloș conducerea partidului. Deci cine... Și în plus a fost la fel, din câte am înțeles. Adică și în fostul plus a fost la fel. Adică oameni care vor să ajungă în funcții și aduc neamuri, noi numim acest fenomen autobuz și este real. Aici este cea mai mare problemă a USR-ului, pentru că oameni activi nu reușesc să ajungă în funcții, nu reușesc să acceadă la, nu știu, la anumite funcții, pentru că efectiv oameni cu o slabă, mai slabă pregătire și aduc oameni în parte care să se voteze. Asta este cea mai mare problemă. Asta se întâmplă de când? Se întâmplă de la europarlamentare încoace. În 2019. În 2019. Da. Și dacă aveți posibilitatea să întrebați pe Dan Barna chestia asta, puteți să-l întrebați. Dar discuțiile au fost frecvente, într-adevăr, despre promovări și mai ales plecări din USR, adică cine a cuvântat un front a cam fost exclus. De asemenea, s-au schimbat listele parlamentare. Ții minte întreaga discuție. Parlamentari discuțiți, din punctul meu de vedere, au plecat sau au fost înlăturați Vlad Alexandrescu, doamna Presada, sper să nu fac o confuzie. Sunt mai mulți care au avut niște proiecte la care nu așteptam să iasă din zona respectivă. Dar altfel, puterea acestor oameni nu era consolidată? Adică, de ce trebuie să facă chestiunea asta? Pentru că, efectiv, e ideea asta că e votul membrilor. Și atunci, ei fiind niște oameni principiali, neaducând oameni în partid care să-i voteze, nu au ajuns pe liste. E simplu. E foarte simplu. Ce urmează, din punctul tău de vedere, ca om de experiență, e om cu experiență, membru de partid, ce crezi că se va întâmpla astăzi? Eu cred că astăzi vor ajunge la un numitor comun. Probabil ceva se va întâmpla. Eu țin să zic că nu sunt nici cu echipa Barna, nici cu Cioloș. Adică eu cred că vor ajunge la un numitor comun, dar sincer să fiu, nu știu, suntem într-un punct în care ori explodăm, ori efectiv, devenim un partid irelevant, adică ca rest.
Restul nu sunt irelevante. Din păcate, în momentul ăsta, dacă te uiți între partidele parlamentare, USR are scorurile cele mai mici. Și surpriza pentru toată lumea este că, deși într-o lume europeană cu strânse legături cu tot ce înseamnă în afară, un partid naționalist are procente mai mari în sondaje decât USR, care reprezintă valorile europene. Mai e vreo șansă de redresare? Adică crezi că se poate redresa? Crezi că poate să redevină principalul partid de opoziție? Acum, cu riscul să fiu subiectiv, eu pot să spun că avem niște oameni și avem niște oameni în partid care pot oricând să facă diferența politică din România. Eu vă sunt din străinătate. Nu se compară membrii USR, adică nu, acum repet, cred că totuși suntem mult peste ceea ce oferă politica din România. Dar avem această problemă cu, așa zici, oportuniști, care ajung în facciadă în niște funcții datorită autobuzelor. Asta este cea mai mare problemă în USR. Oricine ori zice altceva, asta este cea mai mare problemă. Și e cu girul conducerii, din păcate. Da. Am notat acest mesaj, îți mulțumesc tare, tare mult. Știți, interesele în politică sunt legitime. Totul este ca ele să se exprime într-un cadru democratic și legal. O spun mereu, toată lumea are interese, toată lumea vrea să construiască ceva în primul rând pentru el și apoi pentru ceilalți. Este bunul mers al societății, așa funcționează chestiunea asta. La fel de important este însă ca în această construcție să respecti niște principii, nu doar să le clamezi. Iar acest 10% în foarte multe situații reflectă această chestiune în care USR s-a autocoborât, de fapt, și a eliberat locul. Și eu astăzi nu îi văd tot timpul în această bătălie, deși acolo, în mod evident, sunt mulți oameni deștepți și mulți oameni cu carte. Cum să zic, umanitatea din ei este însă aceeași. Tiparul poate să fie ca la alte partide în mare măsură. Bogdan, salutare, ești la România în direct. Vorbim despre ședința care desparte USR astăzi, chiar în aceste momente. Te ascultăm. Sincer să fiu, discuția asta despre USR, părerea mea, mi se pare totuși nepotrivită la ce s-a întâmplat aseară la televizor. Cred că în perspectiva dividimentului partidelor extremiste trebuia mai degrabă să vedem acest lucru. Ceea ce se întâmplă este ceva normal și democratic. Vedeți că în majoritatea partidelor... Aseară la televizor, că nu toată lumea se uită la televizor. Despre ce vorbești? Deci aseară la televizor a florit domnul Georgescu de președintele onorific al AUR. Da. Și a șocat întreaga opinie publică, folosind cuvântul naționalizat și așa mai departe. Adică, domnul Georgescu e pe persoană... Domnul Georgescu e pe persoană fizică, cum ar veni așa acolo. Așa este, doar membru onorific. Acum că sunt televiziuni care aleg să-i dea tribună domnului Georgescu, nu știu dacă trebuie musai să fie contracarat aici. O să avem o discuție și despre partidele naționaliste. Mult mai important. O să vedem până la urmă ce se va întâmpla, dar... Și încă ceva, vreau să fac precizarea asta, că am văzut din ce în ce mai multă lume că scrie chestia asta și pe Facebook. Nu vă preocupați de alegerea subiectelor mele în sine. Ele vin pe rând, sunt așezate și acest... De ce nu vrei să discutăm, de exemplu, despre criza din Rusia astăzi, care e mult mai importantă? Sau despre moțiunea la energie electrică? Deci sunt o grămadă de lucruri importante. Astăzi mă uit însă la un reper care era important și pentru mine, și pentru o generație nouă, și pentru un mod de a face politică. O să discut altă dată despre AUR. Nu e o problemă aici. Îi va veni rândul. Da. Votanții USR vor reveni, pentru că nu au altă opțiune la ceea ce se întâmplă în viața politică. Asta încercam să vă spun. Pentru că ceea ce se întâmplă acum în USR este un proces normal și democratic. Uitați-vă în celălalt partide, când este un personaj care face legea. Nu vreau să dăm nume acum. Dar cererea domnului Cioloș este legitimă. Pentru că pe motivul acesta de delict de opinie, este ușor să conduci cu mână foarte un partid politic, să-ți îndepărtezi toți adversarii. Și uite, așa apar
caracterul, dispare caracterul democratic al unui partid politic. Nu? Ți se pare că aici a dispărut caracterul democratic al USR-ului? Nu, dar sunt tendințe. De executiv politic. Ah, da, am văzut. Excluderi la un moment dat am văzut de-a lungul timpului. Da, că e un partid nedemocratic, chiar tu ai început spunând așa, domnule, ce se întâmplă aici e un proces democratic. Sigur că e un proces democratic, doar că el a ocupat 4 luni din viața noastră, timp în care USR nu a mai fost partidul relevant pentru foarte mulți români. Și s-ar putea ca publicul ăsta al USR de care vorbești tu să fie doar atât. Și acest partid să nu se mai poată adresa și altul multor români care căutau un reper. De fapt, asta e marea problemă. Că în momentul să în care uităm. Nu... Da. Te rog. Să nu uităm că pe USR a fost cel mai atacat partid. Chiar fiind în opoziție. Da. Din toate puncte de vedere. De toată media care nu era pe gustul lor. Pentru că a avut măsuri, a propus măsuri radicale. Da. Aici îți dau dreptate. USR a fost unul dintre partidele cele mai atacate. Interviurile care se fac cu liderii USR sunt extrem de dure uneori. Mai puțin dure sunt cele cu liderul Aur, de care vorbeați dumneavoastră. Mă rog, da. Lumea nu-i prea pune întrebări apăsate. Uneori a văzut pe domnul acesta Georgescu vorbind așa, ca un tonomat. Da? Asta e o problemă. Da. În fine, tu îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere, dar nu vă faceți griji, discuțiile despre Aur urmează. Și atenție, noi aici la Europa FM ne-am propus nu să fugim după fentele pe care le lansează, ci după lucrurile realmente fundamentale. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui fapt. Când Aur a bagatelizat Holocaustul, ați avut o emisiune despre Holocaust, care v-a explicat cu fir apăr ce înseamnă Holocaustul și de ce e important să vorbim despre el în România. A mă bate cu toate gogoșile sau cu baloanele de aer cald pe care le ridică, nu e misiunea mea. Dar vă spune ce e adevărat și fundamental, este chiar misiunea noastră aici la acest post de radio. Aici, cum să spunem, abordăm subiectele cu adevărat grele și încercăm să le facem lumină. A, și dacă există un partid sau o formațiune care calcă niște linii roșii, Fiți siguri că o să le explicăm și o să le punem la punct. Cristian, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Te ascult. Eu sunt dintr-un municipiu, reședință de județ, în care USR nu are niciun consilier local. La toate alegerile începând din 2019, mai, europarlamentare, filiala USR din acest municipiu, reședință de județ, a obținut în jur de jumătate din procentul național. Cu toate astea, conducerea acestei filiale n-a fost deranjată de atunci și până acum. Sunt aproape 3 ani. În ce sens? Ar fi trebuit, potrivit statutului partidului, să-și piardă funcția de acolo pentru că n-au rezultate? Păi, având în vedere profilul partidului care are foarte mulți membri care provin din mediul economic privat și unde într-o companie serioasă periodic se fac analize ale activității managerilor, mă gândesc că așa ar fi trebuit să fie și în cazul nostru. Nu e așa? Nu știu, abar n-am dacă e așa, pentru că nu pot să iau situația la fir apăr, dar dacă acesta a fost un proces general, dacă toți liderii din coadă au plecat, sigur că e o marcă pe care o putem aplica și aici. Îți dau dreptate din punctul ăsta de vedere. Sigur că... Ce vreau sigur să spun? Unde vreau să ajung? Vreau să ajung la faptul că liderul USR din acest municipiu, reședință de județ, până la alegerile de acum 5 luni, a fost în biroul politic național, sau cum se cheamă acolo, că nu sunt membru al unui partid politic. Biroul național, și, cred că așa îi zice. Biroul național, da. Și echipa Barna se baza foarte mult pe acest domn.
drept care nu trebuia să fie deranjat în ceea ce făcea aici. Și obiectivul a fost clar. Dumnealui să obțină o funcție într-o autoritate națională și ajunge dumnealui funcția de prefect. Ceea ce încerci tu să-mi spui este de fapt că USR nu e un partid deloc diferit în practici politice de alți competitori, nu? Mi-aș fi dorit să fie altfel, da. E, așa cum ai spus și tu, cum a spus și Sorin mai devreme, este partidul în care foarte mulți oameni și-au pus speranța. Cum sunt și eu. Și vreau să spun că sper ca Dacian Cioloș să reușească să schimbe ceva. Poate să o facă? Uite, în timpul ședinței de astăzi? Eu nu am experiență politică, eu activez de câțiva ani, 5-6 ani, în domeniul voluntariatului al ONG-urilor, al atitudinii civice și sper să facă. Ok. Vedem după amiază ce se întâmplă. Oricum, Doamne, îți mulțumesc tare mult. Cred că e un prim episod care ridică semne mari de întrebare asupra USR-ului. De fapt, asta se întâmplă astăzi. Gelu, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună, Cătălin, mulțumesc. Nu știu, sincer, am impresia că se încadrează și USR-ul și cu plusul, cu ce, mă rog, minusul mai sunt acolo, în trendul partidelor actuale. Adică peste tot vedem incompetent, nepotisme, oameni puși că prietenul meu este bun și asta mai departe, în loc să primeze excelență și profesionalism. Și sincer, anul trecut nu mă așteptam din partea unor doi membri marcanți să trecea cu toată rajmul lor de pământ. Scuză-mă, s-a întrerupt o secundă. Pot să repeți? N-am înțeles ce ai spus ultimele cuvinte. Că nu mă așteptam să văd din partea unor membri marcanți a USR-ului de anul trecut care au pus miniștri, că o dau din stânga dreapta și nu știau ce se facă. Unul era la economie și săracul nu știa că el trebuie să reformeze și acele agenții de stat. Trebuia să se reformeze mediul privat. Și al doilea la justiție. Deci două componente cheie ale statului român. Și acolo, justiția e cu un daună totală și el nu știa ce să facă. Nu văd oameni profesioniști sinceri pe manager, ca să zicem, așa pe funcție de conducere, care vin din partidele politice. Ăștia nu știu stânga cu dreapta, deci habar nu au la nivelul stolului ce se întâmplă. Deci cu toată părerea de roșu pe net, pentru mine este o dezamăgire mare USR-ul. Foarte mare. Acum, să știi că, bun, poate luat așa în profunzime, nu-mi dau seama. Dar am văzut și oameni pricepuți la nivelul lor. Adică sunt câteva nume care chiar știau cum să-și facă meseria. Subscriu. Deci uite la domnul Drulă, care nu este la pe transporturi de meserie, dar omul pasionat, a studiat, s-a bătut cu ăștia, a dovedit o expertiză profesională în domeniul respectiv și a făcut ceva. Dar nu văd nimic niște chestii fundamentale, adică, domnule, suntem puși aici ca să facem ce? Deci ne batem unii cu alții, adică noi plătim din taxe și impozite ca cineva să conducă această țară, ei, pe baza celor bani, ei își pun prietenii, rudele, cunoștințele, se bat între ei, se divizează între ei, ei nu știu să facă un compromis în interesul țării. Trebuie să facă compromis în interesul partidului. Amară concluzie. Statul sau partidul? Gelu, îți mulțumesc tare mult pentru această amară concluzie. Dacă aș fi liderul USR, aș asculta emisiunea asta. Vedeți, s-au spus prea puține cuvinte bune și întrebarea este de ce? Cu ce s-a greșit acolo? Și tare mi-e teamă că dacă USR nu-și revine, de fapt, în perioada viitoare n-o să aibă cine să încline balanța la toate năzbâtiile pe care o să le auziți și o să le vedeți. Da? N-o să încline balanța la naționalism,
la conservatorismul apăsat, la bizareriile pe care AUR le face de-a lungul ultimelor luni, la multele minciuni pe care le ridică în aer, s-ar putea ca toată clasa politică să meargă acolo și nu să aibă cine să încline balanța. De asta e important să ai un partid și în această zonă, iar eu sper să-și revină la un moment dat. Cam asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.